Bună, dragilor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube, astăzi din nou alături de voi, aici pe vlog, abia așteptam să mai fac un vlog, așa stând aici și arătându-vă, ok. Special mi-am comandat aceste lucruri pentru că am vrut să vi le arăt. Sunt foarte multe produse de la Sephora, sunt în aceste pungulițe, sunt niște cadouri pe care le-am cumpărat pentru familia mea. Dar am primit și câteva lucrușoare pe care o să vi le arăt. Și de acolo, aici avem pentru ce am dat comanda, pentru acest lucru. Și anume acest advent calendar. Advent calendar se găsește pentru o grămadă de produse. Adică puteți să găsiți de la, știu eu, M&M's, bomboane de ciocolată, și de la Essence, și de la... Habar n-am, NYX, de la Chanel, de la Gucci, de la ce vreți voi, habar n-am, nu știu. Sont foarte multe. Eu l-am găsit pe acesta de la Huda Beauty. Am verificat să văd dacă suma de aici corespunde cu aceea sumă, dar din fericire am văzut că produsele sunt mai ieftine cumpărate așa. Și mi s-a părut interesant, de ce nu? Să încerc și eu, pentru că nu mi-am mai cumpărat până acum, dar îmi doream de foarte mult timp. Iar pentru că... am comandat acest advent calendar. A avut și o ofertă, bine, nu doar la acest produs, ci dacă cumpărai peste 700 de lei, primeai cadou un mega box cu o grămadă de chestiuțe pe care le avem în această punguliță. Folosiți hashtag mega box și o să primiți această punguță cu o grămadă de lucrușoare pe care o să vi le arăt imediat. Și îmi place foarte mult la Sephora că mereu îți dau o grămadă de chestii. Iar pe lângă ce am primit acolo, mai am și câteva mostre pe care le-am primit de parfumuri. Și anume, aceasta J'adore. Ia să le și încercăm, dacă tot o să ne lungim, dar poate facem două. Ia să vedem. O să le las. Să vedem ce și cum, pentru că, nu știu, poate pe 2022 o să-mi schimb și eu parfumul. Deși am destule, dar și odată nu-i suficient, nu? Bineînțeles. Ăsta de la Dior, Sauvage, dar pe ăsta știu, ăsta e de bărbați. Însă n-aveam ce să-mi aleg, că trebuia să-ți alegi acolo. Ăsta e Ferragamo. Ăsta... știu că nu se pune așa, dar eu le pun că nu am cum altfel. Și pe piele miros cel mai bine. După acesta de la Kenzo. Să-l miroșim și pe acesta. Parcă îmi place cum miroase. Nu știu care dintre ele deja încep să miroase. Și acesta de la Paco Rabanne. Blossomy se numește. Astea eu de multe ori le păstrez pentru avion. Să le iau la mine. Blossomy. Ia să punem pe mâna asta altă. Vedeți că m-am și îmbrăcat specific de sărbători cu căciulița. Gata. Bun. Și acum așteptăm să se așeze fiecare în parte. După am primit această mostră, aceste eșantioane, de fapt, așa se numesc mai exact. Când cumperi mai mult, primești cadou cu 4 nuanțe, pe care le voi testa, bineînțeles, pentru că nu am încercat acest fond de ten. Nici nu știu cu ce să încep, mă credeți. Haideți să deschidem asta. Haideți să deschidem. Măcar câteva dintre ele, pentru că, cu siguranță, va trebui să fac două vloguri. Wow, wow, ce frumos este, super! Ar trebui să deschidem pe numere, nu? Adică exact 1. Și o să o scot de aici. Să vedem ce am primit. Pare cam goală, sincer. A, nu e. Nu este goală. Și este un ce?
un tuș. Un tuș pentru ochi. Wow, ce pensulică subțire are. Pare interesant. Pare interesant. Oricum am urmărit la foarte multe persoane tot felul de advent calendar. Și sincer, acesta a fost singurul care... Bine, nu l-am văzut pe tot. Am văzut doar că există. Și când am văzut că există, am zis nu. Trebuie să-l iau. Și bineînțeles că l-am luat. Am fost dezamăgită. De exemplu, la... Am mai văzut la NYX, am văzut la, am zis, Essence. Nu mi se păreau cine știe ce. Bine, e și prețul destul de mare la acest advent calendar, ce-i drept. Însă, v-am spus, mie mi-a ieșit socoteala și am zis că de ce nu. Hai că nu mai știu să pun înapoi. Nu mai știu să pun înapoi. Am să-l pun după. Să deschidem numărul 2. Este mai mare numărul 2. Și este înăuntru. Înăuntru avem o bază. Bază de față, water jelly, e un primer hidratant. Super, chiar o să-l încerc mâine. Chiar vreau să văd dacă e bun. Interesant, îmi place, v-am spus. Cred că un produs sau două le-am văzut și de-aia am și rămas impresionată, pentru că la majoritatea, spre exemplu, poate ați mai văzut unii pe TikTok, advent calendarul de la Chanel, care era o mizerie, adică au pus brățărică, o brățărică cu, doar cu ceva Chanel, apțipilduri, ceva de genul. Deci, oribil, oribil. Haideți să ne uităm și în Megabox aici, să vedem ce mai avem. În primul rând, am primit, îmi doream foarte, extrem de mult. La Megabox am citit un pic să văd așa dacă sunt câteva produse ok și am zis că da, trebuie. Și acesta este unul dintre produsele pe care îmi doream de foarte mult timp să mi-l cumpăr. Însă, nu mi se părea mult prea scump. Însă este oricum varianta mini, deci nu este foarte mare, însă oricum mi se pare genial. Abia aștept să-l încerc. Bine, nu vreau să mă dau acum pentru că mai am și altele. O să vi le arăt și o să le testăm pe toate. După, avem o mască de față cu, cum îi zice mereu, uite ăsta, carbon, așa. După, mai avem Fenty Beauty by Rihanna, Stuna Lip Paint. Da, ăsta este un, avea o salam de, pe salam de făcut. Pentru că nu știam ce am crezut că e ceva ojă. Este un luciu de buze de la, nu luciu, un ruj mat, cred, sau nu știu dacă este mat, de la Rihanna. De la Rihanna, de la Fenty Beauty. Și o să-l testăm și pe acesta puțin mai încolo, pe final, ca să nu fac buzele. După, de la Pixi, această vitamina C. Să știți că sunt în variantă mini, nu... Oricum, toate produsele astea sunt scumpe în variantă mare. În schimb, ăsta cred că e în variantă mare. Și este foarte drăguț. Mai avem și un... On the Wild Side. Cred că... Nu știu, ar putea să fie asta. Ulei organic. Nu știu pentru ce e, sincer. Facial. E ulei de față. Facial oil. Bun. Bubbly eye gels. Astea cred că sunt niște peciuri de pus sub ochi. Sunt foarte bune astea, să știți. Bine, nu neapărat astea. În general, peciurile sunt foarte bune. Măcar de minim 2-3 ori pe săptămână.
Este lot de Advanced Night Repair. Cred că este ceva o cremă de la Estée Lauder cu ok. Tot așa în varianta mini. Foarte drăguț. Mario Bădescu Rose Body Soap. Da, bine. Mi ajunge asta fix pentru jumate de corp. E un ca un cred că ca un gel de duș. Da, miroase drăguț. Oricum, Mario Bădescu face produse numai naturale, din ce am înțeles, acum nu știu. Ultra Repair Cream Intense Hydration for Dry, e cremă pentru hidratarea pielii. Arată cam așa, nu știu firma asta, n-am mai auzit de ea, dar pare interesantă. Fresh Soy Face Cleanser. Asta e un cleanser de față. Și cred că am mai auzit de această firmă, de fapt. Haideți să vă mai arăt și acolo ce mai avem. Am cumpărat pentru familia mea, pentru femeile din viața mea, am cumpărat câteva lucrușoare de la Sephora. Printre care... pe acelea nu aș vrea să le arăt. Poate să le arăt în cealaltă parte de vlog. Pentru că sunt cadouri pe care nu le-am oferit încă și nu aș vrea să vadă fetele ce le-am cumpărat. Dar vreau să vă arăt ce mi-au oferit cei de la Sephora. Pentru că am făcut cumpărături de la ei. În primul rând mi-au oferit acest rujuleț lip gloss, cred că e din chiar de la ei, Sephora Collection, și arată cam așa, pe care v-am spus că o să-l testăm la final, urmat de un ruj, deci în variantă mare, de la Estée Lauder Pure Color Envy. Asta e un liquid lip color, e un luciu, nu luciu, ruj, cum se zice, lip cream, habar n-am. În această nuanță frumoasă de roz, pe care o voi purta cu siguranță, pentru că știți că eu mai port din când în când acel roz. Și am mai primit și acest set de la The Rituals. Este un kit pentru, pentru mâini. Are și aici ca, cum îi zice la aia, amintiți-mi, nu-mi vine acum aminte. Și este format din 3 cremuțe pe care nu le-am testat, dar, op, dacă vreți le deschidem acum. Ia să vedem, asta albastră, să știți că toate sunt variante mini, dar... Pentru mine nu e o problemă, pentru că așa testez și văd ce produse îmi plac și de ce nu, urmat să le cumpăr în variantă mare. Pentru că eu de obicei când văd că un produs funcționează pentru mine, nu pot să mă mai desprind de el. Așa că este bine, fiindcă le am, le testez suficient încât să-mi dau seama dacă îmi plac sau nu. Sincer, sunt prea multe mirosuri aici și... Nu prea îmi dau seama. Oricum, mirosurile sunt naturale. Dar, oricum, e drăguț așa. Că am primit și eu un cadou. Bine, 3 cadouri am primit de la ei. Și sunt foarte, foarte, foarte drăguți. Nu știu, eu ador să cumpăr de la Sephora. Continuăm cu advent calendarul. Eu fac așa ca să nu vă plictisesc. Deci vă arăt când una, când alta, când una, când alta. 1, 2... 3-ul este tot aici. Și pare mai greuț ăsta. Îmi place la ei că sunt variantele mari ale produselor. Deci nu... Ia, că simt că îmi place. Îmi place ce simt aici. Yo. Vai. Nici mai stau să mai împachetez. Că sunt prea fericită. Vai, deci este un
Silk Balm este Silk Balmul lor de la Huda, care mi se pare foarte fain. Foarte. Deci o să-l testăm și pe acesta. Și ce facem acum? Deja sunt 15 minute, așa că o să le pun la loc. O să testăm rujurile. Și continuarea o vedeți în celălalt vlog, pentru că deja sunt foarte multe minute. Hai să testăm două dintre ele. Nu. Hai să începem cu acesta, pentru că e fix aici și să nu murdăresc. Uitați-vă și voi cum arată. Wow. Și cred că e fără nuanță. Aha. Super. Îmi place de nebunesc. Frumos, rău. Frumos, îmi place. Și următorul, pentru că mi-am luat aici și dischete, ca să pot să-l dau jos. Îmi place că nu e lipcios. Și arată frumos pe buze. Și hai să punem și pe acesta. Nu știu în ce nuanță este. Asta este mai... cred că are irizații ceva înăuntru și oricum este cu nuanță de mără. Dar îmi place cum se vede. Se vede frumos. Îmi place. Așa că o să vă las acum. Știu că nu vă place, însă va trebui să continuăm în următorul vlog. Oricum, mulțumesc că v-ați urmărit până acum și ne vedem zilele următoare, bineînțeles, cu continuarea. Să vedem ce se află în continuare în acest advent calendar și mai am. Și aici în cutiuță mai am câteva lucrușoare. Așa că ne vedem mai încolo!